Apropierea tot mai mult a Republicii Moldova de marea familie europeană duce la beneficii cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. De acest lucru s-a arătat convins comisarul european de extindere și politică de vecinătate, Johannes Hahn. Potrivit oficialului, urmarea zonei de liber schimb, la care Republica Moldova face parte, oamenii de afaceri din Transnistria vor putea obține facilități în promovarea și realizarea mărfurilor pe piața comunitară. But the deep and comprehensive free trade area. Zona de liber schimb cuprinzător și aprofundat va crea oportunități fără de precedent și pentru companiile din Republica Moldova, inclusiv companiile din regiunea transnistreană. Aceste oportunități vor sta la dispoziție pentru partenerii comerciali ai Republicii Moldova. Eu sunt convins că o combinație între reforme și oportunitățile create de acord vor ajuta sectorul privat să transforme economia prin a crea locuri noi de muncă, orientând sectorul privat către sectoarele cu valoare înaltă și va impulsiona investițiile în Moldova. Și aș vrea, am spus astăzi domnului prim-ministru și ceva mai devreme domnului președinte al statului. Înțelegerea mea de colaborare nu este doar să discutăm asistență sau subiecte sau chestiuni juridice. Eu cred că mai degrabă este vorba despre promovarea economiei, pentru a ajuta la îmbunătățirea oportunităților economice, pentru că dacă concurența, un nivel înalt de concurență va fi înregistrat, atunci acest lucru va fi benefic tuturor celor din Republica Moldova, dar și pentru partenerii dumneavoastră de comerț din afara Republicii Moldova. Iată de ce este foarte important de a lucra la dezvoltarea și la consolidarea ulterioară a economiei. Enforcement of the economy. Comisarul european susține că o combinație între reforme și oportunitățile create de acord vor ajuta sectorul privat de pe ambele maluri ale Nistrului să transforme economia prin crearea locuri de muncă, orientând sectorul privat către sectoarele cu valoare înaltă și vor contribui la atragerea investițiilor.